Bun găsit la știri, să urmărim care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurii. Lucrări de modernizare pe strada Vatra și Esplanadă, circulația rutieră a fost închisă într-una din zone până la terminarea lucrărilor. Administrația locală spune că până la sfârșitul lunii octombrie vor fi semnate alte contracte de investiții pentru reabilitarea căminului cultural de la Luncă și a străzii Gâștești. De astăzi se lucrează la strada Vatra din Pașcani. Potrivit proiectului, lucrările se vor finaliza în 9 luni, iar valoarea investiției este de 1,4 milioane de lei. Banii sunt asigurați de la bugetul local și dintr-un credit bancar. Circulația a fost blocată pe tronsonul de 1,3 km și deviată pe strada Walter Mărăcineanu. Este unul din cele trei loturi pe care le-am scos la licitație în anul acesta, respectiv strada Ștefan cel Mare, strada Dragoș Vodă și strada Vatra. Oferta, mai bine zis contractul, este încheiat pe o valoare de un milion, jur de 1.100.000, fără TVA, cu TVA aproximativ 1.400.000 de lei, deci 14 miliarde. În acest proiect se reabilitează, deci se decapează, se pune stratul, un strat suport la această stradă, se bordurează, pune covorul asfaltic, sunt probleme și cu apa, sperăm înainte de a rezolva cu trotuare pe partea laterală, să încercăm să rezolvăm și cu apa. Un alt proiect de anvergură a început în zona Vale. De câteva zile se lucrează intens la modernizarea esplanadei. Esplanada din Pașcani se transformă ușor, ușor într-un adevărat șantier. Conform proiectului, până la mijlocul anului viitor, în toată această zonă vor fi puse pavele. Potrivit celor spuse de edilul orașului, în cel mult 30 de zile, alte două investiții ar putea începe. Este vorba despre modernizarea căminului cultural din suburbia Lunca și asfaltarea străzii Gâștești, care face legătura cu Valea Seacă. Asta nu înseamnă că neglijăm și suburbiile. Deci vom interveni concomitent, vom pregăti proiecte și vom reabilita străzile și în suburbiile municipiului nostru. Menționăm că modernizarea esplanadei este parte componentă din programul PIDU, finanțat din bani europeni cu o valoare de circa 16 milioane de lei. Un bărbat din Cristești a fost trimis astăzi în judecată pentru ucidere din culpă. Bărbatul a provocat un teribil accident rutier în lacodrii pașcanilor în urmă cu 2 ani. Atunci au murit 2 soți pe loc. Incidentul s-a petrecut din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum. Ionuț Toma, de 26 de ani din Cristești, este acuzat de ucidere din culpă. După 2 ani de zile de când a produs un accident mortal, procurorii l-au trimis în judecată. La data de 19.09.2014, parchetul de pe lângă judecătoria Pașcani a dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului T.A.I. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 192, aliniatul 1, 2, 3 din nou cod penal, cu aplicarea art. 5 din nou cod penal, constând în aceea că, la data de 16.07.2012, în jurul orelor 19.58, în timp ce se afla la volanul unui autotractor marca Iveco, care tracta o semiremorcă și se deplasa pe DN28A în direcția Pașcani-Moțca, datorită neadaptării vitezei la condițiile de trafic, a pătruns pe contrasens, a intrat în coliziune cu autoturismul marca Dacia cu număr de înmatriculare Iași 56SML, condus regulamentar din sens opus de către victima CIS, a rezultat decesul ocupanților autovehicului Dacia. Tragicul incident s-a petrecut în luna iulie 2012, în codrii Pașcanilor. Bărbatul conducea un camion când a intrat pe contrasens și a lovit în plin o mașină marca Dacia. Doi soți din Pașcani au murit pe loc în urma impactului. La fața locului au venit autospeciale de descarcerare, echipaje de ambulanță și poliție. Traficul rutier a fost blocat ore în șir până când pășcăneni au fost scoși dintre fiarele contorsionate.
Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să petreacă în grei după gratii. Menționăm că în zona respectivă au loc frecvent accidente grave, iar în urmă cu 5 ani o altă persoană și-a pierdut viața. Un drum din Pașcani asfaltat doar până la poarta unui consilier local are grup de până la jumătate de metru. Locuitorii s-au săturat să aștepte o minune de la primărie și au cerut ajutor de la jurnaliști. Ei spun că prundișul care îl pun în fiecare an pentru repararea străzii este luat de ploaie. Nici șoferii nu mai au răbdare și au amenințat că vor cere despăgubiri pentru că și-au rupt mașinile în două. O porțiune din strada culturii din zona deala municipiului este distrusă. Nu este asfaltată, iar pietrișul pus din banii oamenilor este spălat de fiecare ploaie. Mai mult decât atât, s-au format gropi foarte adânci, iar șoferii își strică mașinile. O parte din strada culturii arată ca după război este plină de gropi și neasfaltată. Mai mult, în unele zone, sunt cratere adânci de jumătate de metru. Un bărbat și-a dus mașina la servis de nenumărate ori, deoarece din cauza denivelărilor a atins baia de ulei. Reparația l-a costat sute de lei. Tot pietrișul din partea aia adună aici la noi. Cu mașina mă iau baia de ulei, o mai fărm pragurile. Și cât costă o... Depinde din meseria și unde o duci. Da. Oamenii au făcut nenumărate sesizări la administrația publică, însă susțin că sunt amânați mereu. În urmă cu ceva timp s-a turnat asfalt doar pe o porțiune de stradă, însă numai până la casa unui preot din zonă. Și reparațiile curente se fac tot până acolo. Este un domnul preot în partea elantă, domnul preot în partea slantă. S-a făcut până unde au fost interese. Pășcărenii care stau în zona respectivă spun că s-au săturat să pună pietre pe drum din banii lor. Sunt plătitori de taxe și impozite și își cer drepturile. Primăria n-a făcut niciodată nimica. Noi am făcut din proprii inițiativă, am pus piatră, balast, dar apele când plouă, toată zona din partea de la casa de cultură de acolo, din spate de la așa, vine și toate apele aici se adună și se duc într-o râpă acolo lângă Gazmetan. Edilul orașului Dumitru Pantaze a precizat că prioritare sunt străzile principale. Cel mai probabil de anul viitor se va interveni și pe drumurile secundare. Cunosc situația de pe strada Culturii. Noi am încercat, am plombat-o anul trecut și în anul acesta. O să intervenim cu plombări în continuare, dar prioritare au fost axele în municipiul Pașcani, deci am luat străzile cu traficul maxim. Și de ele ne ocupăm în primă etapă. Sigur, în etapa următoare, asta însemnând anul viitor, anul celălalt, o să, la rând așa, o să încercăm să-l asfaltăm toate străzile, astfel încât în 3-4 ani de zile să nu mai existe stradă în municipiul Pașcani, mă refer strict în oraș, să nu mai existe nicio stradă neasfaltată. Totodată, alesul local a precizat că se va interveni și pe drumurile din suburbiile Pașcaniului. Unul dintre consilierii care a negociat delegarea Serviciului de Apă și Canal neagă că ar avea afaceri cu noul operator. Este vorba despre Ioan Ioniță, cel care a demisionat din legislativul local în această vară. Acuzațiile au apărut pe un site local de știri, lăsând să se înțeleagă că acesta ar fi votat în interesul Apa Vital în schimbul unor favoruri. În articol se arată că societatea sa execută lucrări pentru Apa Vital la blocurile din Pașcani. În replică, Ioniță susține că nu a făcut și nu face afaceri cu operatorul din Iași și că nu a avut contracte în acest oraș cât timp a făcut parte din legislativul local. Nu am contracte cu Apa Vital. Contractele sunt cu persoane fizice, cei care doresc branșamente sau scoaterea de casa scării a pometelor. Fostul consilier spune că acele contracte despre care s-a scris sunt încheiate cu locatarii. Firma sa face lucrări de branșare sau pentru scoaterea pometrelor pe scară la blocurile din Pașcani. Am această activitate, nu e nimic ilegal, așa cum mai sunt încă 4 societăți în Pașcani care desfășoară aceeași activitate. Am foarte mult de lucru, dacă vrea să știe cineva, lucrez foarte mult, sunt autorizat, am mai spus, pe ANR, fac instalații electrice, termice, sanitare, orice. Și din cauza asta sunt foarte ocupat, lucrez foarte mult în Iași, am lucrat la Cluj, la Suceava, Bacău, acum m-am mai retras în Pașcani, văd că nu-mi cap în Pașcani. Din comisia de negociere au mai făcut parte și alți consilieri alături de reprezentanți ai primăriei și ai fostei societăți de apă și canal. În prezent, pentru realizarea lucrărilor, 4 firme din Pașcani și-au anunțat disponibilitatea de a face lucrări necesare pentru încheierea contractelor cu Apa Vital Iași.
Un tânăr pășcănean a primit unul dintre cele mai importante premii în cadrul unei gale dedicate tinerilor actori, premiul râvnit de mulți studenți. Alexandru Apostol a impresionat juriul format din regizori, producători, coregrafi și actori. Evenimentul a avut loc zilele trecute la Costinești. Participarea la gala tânărului actor ediția 17 i-a adus pășcăneanului Alexandru Apostol premiul special al juriului. Tânărul a cucerit prin interpretarea originală, cu rolul lui Andrei Prozorov din piesa Trei surori de Cehov, dar și cu interpretarea cântărețului de muzică rock Iggy Pop. A doua parte din Andrei Prozorov din piesa Trei surori de Cehov. Iar la gala Hop am schimbat puțin monologul și am folosit tot pe Andrei din Trei surori. Și am mai introdus o bucată din Sinucigașul de Erdmann. După cele trei zile de competiție, Alexandru a primit din partea jurului, format din regizori, producători de film, dansatori, coregrafi și actori, premiul special SIC Alexandrescu, înmânat de actorul George Remeș. Sincer, m-am bucurat super mult că a fost o confirmare pentru mine și am văzut că munca mea e răsplătită într-un fel. Nu am mers acolo pentru premiu. A fost mult mai mare câștigul pentru că m-au văzut oamenii care au venit acolo, producători de film, regizori, regizori de film, regizori de teatru, directori de teatre, plus că am cunoscut generația tânără din toată țara. Mai mult, pășcăneanul a fost nominalizat și pentru premiul de cel mai bun actor. Alexandru a fost astăzi invitat la emisiunea Vorbă de Cultură difuzată de Radio România Cultural, unde a vorbit despre anii de studenție, de viitor și premiul special din partea juriului. Cred foarte mult dintre a 10, deci când mi-am dat seama de lucrul ăsta, am zis clar, vreau. Știam de mai devreme că vreau în domeniul ăsta, dar între a 10, atunci spre începutul sfârșit. Pe parcursul clasei 10 m-am dat seama că asta vreau, clar, teatru, orice aș fi, teatru, nu televizor. Gala tânărului actor este un program al unității teatrale din România și are ca scop promovarea și lansarea tinerilor absolvenți, ediția din acest an fiind prezentată de Pavel Bartoș. Alexandru Apostol a terminat UNEATC București în această vară și l-a avut ca profesor pe actorul Florin Zanfirescu. Pericol public pe străzile din Târgu Frumos, un șofer băut a fost prins la volanul unei mașini circulând prin oraș. Pentru că șofa haotic printre celelalte autoturisme a fost oprit de un echipaj de poliție. Rezultatul etilotestului i-a șocat pe oamenii legii. Un șofer de 39 de ani din Târgu Frumos a ales aseară cu dosar penal. Bărbatul a consumat băuturi alcoolice peste măsură, iar apoi s-a urcat la volanul mașinii. Un echipaj de patrulare l-a observat pe conducătorul auto cum circula neregulamentar și l-a oprit în trafic. Polițiștii de la Târgu Frumos împreună cu jandarmii se aflau în patrulare pe zona de competență, moment în care au observat conducătorul unui auto care se deplasa haotic pe drumul public. Astfel, un polițist a efectuat semnal regulamentar de oprire conducătorului auto, despre care s-a stabilit că emana halena alcoolică, motiv pentru care s-a dispus testarea alcoolscopică a acestuia, rezultatul fiind de 1,52 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la unitate spitalicească pentru recoltare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, pe numele său a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumuri de publice a unui autovehicul de către o persoană care are o imbibație alcoolică de peste 0,80. Bărbatul a fost condus la spital unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge. Acum este cercetat pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Un pensionar din Pașcan solicită modificarea regulamentului de organizare a unei competiții sportive pentru a putea câștiga și el un premiu. Mai mult, bărbatul, la cei 73 de ani ai săi, este nelipsit de la competițiile de acest gen și face mișcare în fiecare zi. Pe Nea Constantin îl putem vedea prin Pașcani în fiecare zi. E ușor de recunoscut, tot timpul e îmbrăcat în training. La vârsta lui continuă să participe la concursuri sportive cum ar fi role, biciclete sau patinaj. Am câștigat la role, la bicicleta cu 2 ani. E dezamăgit pentru că niciodată nu câștigă, deoarece nu sunt organizate categorii pentru seniori, cei peste 60 sau chiar 65 de ani. Astfel, el nu poate face față celor de 50 de ani. Cum să câștig dacă n-am concurent? Eu nu pot fugi cu ăla de 50 de ani. N-am cum să câștig. Cu 20 de ani diferență n-ai cum.
El spune că nu renunță și va participa și în acest an la competiție organizată în următoarele săptămâni de primăria Pașcani. Mai mult, Constantin Bârleanu e supărat și pe câțiva pășcăneni care îl iau peste picior când îl văd gata de acțiune. Organizatorii crosului toamnei spun că nu au de gând să modifice regulamentul în viitorul apropiat, pentru că la grupa de peste 50 de ani nici nu prea sunt pășcăneni care să participe. Coada la consultațiile medicale prin biorezonanță. Sătenii din comuna Scobinț au lăsat deoparte muncile câmpului pentru a-și descoperi bolile fără să plătească vreun leuț. Nu la doctorii de familie, ci la specialiști în medicină alternativă poposiți pentru câteva zile în localitate. Unii au aflat că ar suferi de boli pe care nici măcar nu le bănuiau, alții că sunt sănătoși, tunși și apți de muncă. Prezența unor specialiști în medicină alternativă în satul Scobinț a făcut ca zeci de cetățeni să vină la consultație, mai ales că acestea erau gratuite. După diagnosticare, pacienților le-a fost prezentate și medicamente din plante. Am venit cu consultații cu biorezonanță. Este un aparat care citește prin unde electromagnetice toate afecțiunile din organism. Mare le-a fost mirarea când cei care au trecut pragul cabinetului au aflat că suferă de boli cronice. Este și cazul acestui bărbat în vârstă de 52 de ani. El spune că în ultima perioadă nu s-a simțit foarte bine și a venit la consultație și pentru că nu a fost nevoit să scoată bani din buzunar. Uite aici că muzica este în primul rând gratuit și mergi foarte bun și am venit să văd și eu de sănătate. Mă suniți bine în ultimul timp. Ca el și cel aproape 30 de persoane din comuna Scobinți. Am avut astăzi destul de multe persoane care au venit și au fost foarte mulțumite de toate problemele pe care le-am spus. În jur de 20-30 de persoane au venit și au fost foarte mulțumiți. Specialiștii spun că vor reveni în Hârlău în maxim 3 luni pentru a reface analizele celor consultați și pentru a vedea îmbunătățirile produse în această perioadă. Mobilizare generală în zona Pașcani pentru participarea la lansarea în cursa prezidențială a premierului Victor Ponta. Două autocare pline cu pesediști vor lua drumul spre capitală mâine, de la primele ore ale dimineții. Evenimentul va avea loc pe Stadionul Național Arena, chiar de ziua de naștere a șefului guvernului. Din Pașcani și comunele învecinate au fost mobilizați 150 de pesediști. Ei vor fi preluați și transportați cu autocarele sau cu mașinile personale, plecarea fiind stabilită sâmbătă la ora 6 în fața sediului organizației. Evenimentul de mâine de la Arena Națională va avea o anvergură foarte mare. Președintele PSD, Victor Ponta, își va lansa candidatura la alegerile prezidențiale. La fel se va întâmpla și în celelalte organizații din județ, din Iași, fiind așteptate la lansare peste 1200 de persoane. Vom pleca de aici, din Colegiul 5, circa 150 de persoane, toți membrii PSD. Vom arăta la acest eveniment de amploare că PSD-ul este unit, se mobilizează la nevoie. PSD-ul se poate baza pe noi, pe membrii noștri. Menționăm că primul experiment politic cu Stadionul Național a fost făcut în timpul USL în octombrie 2012, când Uniunea a folosit stadionul pentru lansarea candidaților la parlamentare. Atunci au fost aduși autocarele din toată țara aproximativ 60.000 de persoane. De data aceasta, PSD-ul îi revine misiunea de a mobiliza militanții și pentru a umple stadionul cu 70.000 de persoane. Liberalii pășcăneni au încheiat campania de strângere de semnături pentru susținerea candidaturii lui Klaus Iohannis la președinția României. Organizatorii spun că au strâns mai multe semnături decât și-au propus și că simpatizanții primarului Sibiului vor un președinte de încredere. Campania a debutat pe 23 august și a fost încheiată pe 16 septembrie. Au fost strânse peste 2800 de semnături, atât de la tineri cât și de la cei mai în vârstă. Campania noastră a început pe 23 august, s-a încheiat pe 16 septembrie. Am avut un target din partea organizației județene să facem 2700 de semnături pentru municipiul Pașcani. Am făcut 2800, ne-am realizat targetul, suntem mulțumiți. Pentru strângerea semnăturilor au fost mobilizați 10 tineri și a fost amplasat un cort în centrul Pașcanului. Organizatorii spun că cei care au răspuns apelului liberalilor vor ca noul președinte să fie serios și de încredere. Avem un feedback pozitiv din piață, din oraș, să zicem. Cu plăcere am observat oameni care au venit de bună voie, văzând cortul în mijlocul orașului, au venit să semneze, spunând că sunt simpatizanța lui Klaus Iohannis. Are realizări, are o carte de vizită bună, Sibiul arată foarte bine. Spun că sunt încântați de caracterul lui, de modul în care știe să facă politică și mai exact despre
cumpătarea cu care lucrează, cu care știe să prezinte soluții, cel puțin pentru Sibiu, deocamdată, și modul elegant și modul de bun simț, să zicem, de care a dat dovadă în toți acești ani în care a fost primarul Sibiului. Menționăm că pentru a intra în cursa electorală, candidații trebuie să depună minim 200.000 de semnături, ultima zi de înscriere fiind 23 septembrie. Primul tur al alegerilor prezidențiale din acest an a fost stabilit pentru data de 2 noiembrie. Săptămâna mobilității europene va fi marcată și la Pașcani prin numeroase activități sportive. Astfel, ziua de sâmbătă se anunță una plină de mișcare și distracție. Organizatorii invită pășcănenii de la mic la mare în centrul orașului pentru concursuri de la desene pe asfalt până la cele de biciclete, role sau tenis de masă. Startul se dă sâmbătă dimineața, începând cu ora 10 în centrul orașului Pașcani, în piața Sadoveanu, atunci când copiii pot participa la concursul de desene pe asfalt. Organizatorii dau asigurări că toți participanții vor fi premiați. Vom organiza un concurs de desene pe asfalt, pe categorii de vârstă. Pot participa atât cei foarte, foarte mici, până la vârsta de 6 ani, fiind prima categorie de vârstă, cât și cei mai mărișori, până la vârsta de 16 ani. Evenimentele se vor ține lanț până la ora 14. Pășcănenii pot să se distreze și să facă mișcare. Astfel vor fi competiții cu biciclete, role, trotinete, tenis de masă. Mai mult organizatori au pregătit și surprize pentru participanți. Vor fi pregătite diferite jocuri. Vom mai desfășura o serie de activități care presupun jocuri interactive pentru copii și invităm pe toți cei care știu ce înseamnă această săptămână a mobilităților sau pe cei care vor să facă mișcare și să învețe cu această ocazie să vină în centrul orașului cu biciclete, role, skateboard-uri și tot ce presupune mișcare. Partener la această acțiune este Primăria Pașcani și Casa Municipală de Cultură. Administrația locală asigură partea de finanțare pentru premiile ce vor fi acordate participanților. Finanțarea va fi suportată din bugetul local al municipiului Pașcani. Banii sunt alocați pentru diverse activități, pentru diplome, pentru cretă colorată și dulciuri pentru copii. În perioada 16-22 septembrie 2014, în mai multe orașe din întreaga lume, au loc evenimente dedicate mobilității urbane în cadrul celei de-a 13-a ediție a Săptămânii Europene a Mobilității. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit. Noi ne revedem luni seara de la aceeași oră. Nu uitați că materialele video le găsiți pe platforma online bittv.info. Puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe newspașcani.ro. Toate cele bune!